Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că au apărut cireșele în piețe? Da, am văzut. A început febra cireșelor. Citesc că se vând cu sume între 150 de lei și 175 de lei kilogramul. Greșit, se poate și mai mult, 250 de lei. Unde ai văzut 250? În piața Băneasa. 250 de lei? Acolo e pe bogăție și opulență, știu. Omule, deci din Băneasa am cumpărat eu cartofi noi, în urmă cu o lună jumate, cartofiori noi cu 25 de lei kilogramul, care este tot internetul de mine. Asta e o știre, bogatule, mă, asta cu cireșele deja e fumat, adică eu nu prea înțeleg de ce se mai agită lumea. Ca an de ani aceeași poveste, povestea cireșelor. Băi, dar nu putem... Știrea e cu cartofi, știrea e cu roșiile care au fost acum două săptămâni 50 fasolea de lei. Fasolea verde, 40 de lei kilogramul. Fasolea verde, astea facem... trufandale. Cireașa deja e derizorie. Cum derizorie? 250 de lei? 100 de grame? Câte cireși? Nu, serios, și în fiecare este aceeași nebunie. Și în mod evident n-ar pune prețurile acestea dacă nu ar exista oameni care să cumpere. Dar sigur că există. Bă, mi se pare mult, 50 de euro totuși un kil de fructe. Dacă ai... Nu sunt serios. Dacă are mami poftă. Dacă are mami poftă? Și zice, baby, aș mânca și eu niște cireșe. Aha. Hai mă, baby, ce ai zice? Da, mami, dar intrăm în banii de cocaină. Potolește-te, sau hai să luăm, da. Nu luăm la kil, luăm la 100 de grame. Îți faci și tu damblaua, da? Da, tragem pe nas o cireașă. În weekend ieșim, nu? Mergem la loft. Da. O roabă cu cireșe la băieți? Nu cred că au bani de roabă. Asta de cireșe. Nici nu, dar zic, anul ăsta pentru mine surpriza a fost... Și cartoful a fost o surpriză, da. Dar roșia a fost ceva deosebit. Adică primele roșii atunci când au apărut cu 50 de lei. Și căpșuna românească la 35-40 de lei la primele apariții, când gemeau tarabele de căpșună grecească la 7 lei, a venit românească 35-40 în obor. Asta nu știu, fi fost prin alte părți. Patriotismul costă. Da, să știi. Vrei să cumperi românește? Ia, 40 de lei kilogram. Sincer, mă așteptam să apară și cu cireșele fița asta, știi? Adică cireșe 250 de lei, cireșe românești 1000 de lei. Auzi, da, și e... gata. Nu pot fi congelat. Cu viermi. Cu viermi, da. Cu viermi, ca să fie fiță natural, total. Proteină. Zi, nu putem, nu pot fi congelate? Serios întreb. Cireșe? Cireșe? Da, congelate. Congelez niște cireșe de-alea adevărate de iulie sau când se fac ele bune. Da. Le scoți în... Și le scoți acum, pac. Dar nu le scoți în aprilie ca să-i omori. Și ele le vinzi, dacă zic, da, sunt un pican, sunt supracoapte, domnul. Sunt dulci, adevărat, da, ia da, gustați. Da. Zici că sunt de iulie. Dar numai că ele fiind așa de primăvară, sunt un pic mai moi, mai... Serios mă întreb, nu? Să faceți și prăjituri. Da, foarte bune de prăjituri. Rupeți și vișine. Deci de ce nu astea congelate? N-au, nu-i tot una. Dorina din Timișoara ne scrie, toată lumea vorbește de cireșe, dar de zmeură nu zice nimeni. Nu. 15 lei 100 de grame. De grame, cred că aici e păcălela. 15 lei 100 de grame, nu. Da, 250 de lei kilogramul. Nu, la 15 lei 100 de grame, practic vine 150 de lei kilogramul. Da. E adevărat că nu cred că e sezon de zmeură. Cred că e tot așa o... Da, nu, dar, repet, sunt alte fructe care, iată, s-au trezit și încep și ele să... Adică nu mai e numai cireașa. Înainte vorbeam doar de cireșe. Uh-huh. Uite acum, roșia, că e fruct, știm, nu? Zmeura. Vin din urmă. Fragi. Apar pofte noi. Fragi. Unde există fragi? Vezi că frăguțele sunt fentă tot anul. Asta. Adică când pui mâna pe un păhărel de la de frăguțe... Da. Zmeură, cireșe, nu știu, astea se cresc în sere, crescătorii, nu știu, habar n-am. Dar fragii, poți să-i crești în seră? Ca aici cred că ar fi tot. Nu cred. Fragi cu smântână? De ce încercat vreodată? Frăgut, da. Ceva deosebit. Și zici, sunt mici așa și greu de cules. Ai încercat fragi cu smântână? Da, da, da. Da, mulțumim frumos! Alex din București, ce-ți spune? Ce? Aroganța primăverii 2022 este să mănânci cireșe cu motorul pornit. Ce bun! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.